Cauza bolilor de inimă nu vine din lipsă de pastile de tensiune din corp sau din lipsă de pastile de colesterol. Diabetul nu apare din prea puțin siofor sau glucofaj și cancerul nu face tumor dintr-o carență de citostatice sau pentru că am avea poate prea puține radiați în jurul nostru și ne-ar lipsi radioterapia. De fapt, peste 85% din bolile cronice provin direct din comportamentul alimentar. În cabinetul meu tratăm, prin doar câteva schimbări de comportament alimentar, majoritatea bolilor cronice, chiar dacă sunt deja diagnosticate și tratate clasic de ani buni. Aici sprijinim vindecarea autentică, prin înlăturarea cauzelor din alimentație care au dus la colesterol ridicat, infarct sau atac vascular cerebral, diabet, cancer sau obezitate și așa mai departe, și țintim spre remisia totală a afecțiunii.